Care -i procedura? Cum e procedura? Din momentul în care se înregistrează până când îi fac milioane de landing page-uri lor? Încă eu sunt adept la crearea logotipurilor, nu simple, dar bazate pe simbolism. Deci, voi ați creat un instrument digital pentru uh, oamenii care au landing pages sau, sau, sau website-uri. Da. Web da. uh, dar acum, următorul eveniment o să fie pentru producătorii locali. Și salutare toată lumea! Pentru cei care ne ascultă cu noi este Ștefan Puslaru, fondatorul Royal Systems. Ștefan, eu am văzut un eveniment pe care tu îl organizezi și am observat că el e periodic și asta e unul din motive pentru care te-am invitat să discutăm astăzi. Evenimentul ține de oferirea unui landing page pentru antreprenori, în schimb unii cafele. Cafele, da. Cafele, super. Ne povestești un pic mai târziu despre evenimentul ăsta, pentru cei care ne ascultă să-și facă imagini despre tine, ne povestești un pic despre tine și compania ta. Ok, mă numesc Ștefan am 33 de ani, sunt originar din Chișinău și momentan trăiesc în, în Chișinău. Sunt foarte multe despre care aș putea să-ți spun, dar um, o să spun pe scurt. Am reușit să fac facultatea în Moldova, am făcut facultatea în Marea Britanie, am gustat și din pâinea din afară, din diaspora. Suntem agenții de 10 persoane, ne aflăm în centru. Centru și, Chisinau. Da, și ajutăm pe oameni cu parte de design, partea de copywriting, social media, elaborare, website-uri și aplicații mobile. Digital marketing. Da. Super. Și ți-a apărut ideea să lansează evenimentul recurent da. landing Page pentru cafea. Îmi povestești, te rog, mai multe despre asta. Cum v-a apărut ideea? care e scopul lui și în general ce faci să voi cu acest eveniment? Um, ideea mi-a venit nouă când stăteam cu echipa la un brainstorming și spuneam că uite de crută ar fi dacă noi stăm toți pe iarbă, undeva în parc, să facem puțin marketing, oamenii să vină, să ne întâlnească și noi să ajutăm cu ce și putem noi. Da? pentru că până nu ne costă mult să facem landing-ul ăsta, dar știm că pentru cineva asta e valoros. Asta e. Și am spus că oricum, omul în parc nu poate să-ți mulțumească cu nimic. Da? Și ne gândeam, băi, da, hai, da să fie o cafea da, parcă este ceva, dar parcă nu nimic. Dar omul când te răsplătești cu, cu, ceva material, indiferent că asta e o cafea sau o sumă de bani, el se poziționează puțin altfel. să târnă altfel față de lucru cealaltă. Înțelegi valoarea. Da, mai bine înțelegi acolo. valoarea la, la lucru dat. Da, și noi ajutăm cu asta, ei doar și eu abonamentul, anual de hosting, sport care tot noi îl oferim. E în valoare de 150 de euro anual. Și așa ce hosting, SSL, keys, um, e mail corporativ, până la 5 GB. Sunt mai multe puncte, asta o să poți să o pui în link și oamenii să vadă uh -huh, landing-ul uh -huh. cu toată informația. Uh -huh, uh -huh. Și ați avut deja un eveniment. Da, am avut un eveniment în care Uh, un grup de oameni beneficiat de, de landing uh -huh. și uh, cred că săptămâna asta până la următor eveniment deja o să poată să-l fac public uh -huh. și să mândrească uh -huh. că iau landing și au unde să-și prezinte produs. Super! Dar din ce industrie au o, o, o accesat anumite beneficii uh, Noi prima dată am luat fotografii și videografii pentru că au un portfolio mare de poze, de videouri de la diferite evenimente. Dar acum, următorul eveniment o să fie pentru producători locali. Gen, am abordat femei din afaceri, din afară, care au o serie de produse sau serviciu. Și, apropo, o, la următorul eveniment, care o să fie pe 12 octombrie, o să fie un invitat de la ODIM, care o să le povestească cum să acceseze fonduri pentru website-uri sau partea asta de digitalizare. Uh -huh. Uh -huh. Poate să-și facă un online magazin, ca să poată să meargă și pe uh, și în afară, nu numai în Moldova. Pentru a putea fi subvenționat. Da, să-și fac, să facă un update. Uh -huh. Dar momentan noi putem să-i ajutăm cu un landing, cu oamenii uh -huh. măcar să cunoască despre produsul dat. Uh -huh. e, adică ați avut un eveniment, a fost videograf, fotografi, urmează să fie lansate încă landing page-urile astea, da? Uh -huh. Cât durează toată procedura? Până la o săptămână. Până la o săptămână. Da. Și de exemplu, iată, cei care ne ascultă, printre ei ar fi persoane care ar fi interesate în a vă mulțumi cu o cafea, în schimbul la landing. landing. page, da. Care-i procedura? Cum e, Din momentul în care se înregistrează până când îi fac milioane din landing page-ul lor? De doamne, să fac milioane, până la milioane trebuie să facă promovare la landing. După. Mm -hmm. Dar de obicei noi facem la clienți două linkuri. Um, are link unde își vede designul frontul, front da, își vede designul site-ului, poate să-l vadă pe telefon, pe tabletă și a doilea link, el își vede site-ul, deja cu panoul de administrare, unde el poate să schimbi content-ul, adică partea asta după coding. Mm -hmm. Mm -hmm. Asta e și pe viitor, dacă el vrea să-și facă, să promoveze afacerea, sunt servicii de Google, de social media. Vrea să o facă la noi, vrea să o facă în altă parte. Asta e drumul fiecare. Adică noi nu impunem cumva, sau nu obligăm omul, dacă ți-ai făcut landing-ul la noi, gata, Google face numai noi. Nu, asta e exclus. Și persoana care se înregistrează, trebuie să completeze un formular, da, trebuie să completez o formă de Google și echipa contactează și să înțeleg la ce oră și unde. Așa, înțeleg la ce oră și unde durează tot evenimentul cât timp? Tot evenimentul o să dureze de la 9 dimineață până la 5-6 seara, pentru că este imposibil să-i abordez pe toți într-o oră. Da? Și de obicei, hai să spunem, o oră omul investește în afacerea lui, discutând cu noi. Mhm. Uh -huh. Deci, el vine, voi setați ora când el să vină, aveți discuția asta de o oră, în care el explic tot, înțelegi necesitățile da. Cealigi. lui. A da, vreți 10 minute cu managerul pe vânzări și discută toate momentele și după asta, de și intră în abonament și toate astea și după asta vorbește cu unul de specialiștii noștri, parte de design, Înțelege design designul, structura. Și copywriting-ul. Copywriting-ul, din păcate, nu e inclus. Uh -huh. Pentru că sunt... Noi ne gândeam la un preț promo pentru treaba asta, dar încă e în discuție. Uh -huh. Deci copywriting-ul, adică textele care urmează să fie în pe site, trebuie să fie deja pe partea beneficiarului. Exact. Da? El, trebuie să... el trebuie deodată să vină cu un text, el urmează... El parcursul... poate să să fac treaba asta, da. Uh -huh. Sunt proiecte când noi îl lansăm, dar textul vine peste 2 ani. Uh -huh. Adică, să-și cazări de este o grămadă. Uh -huh. Așa că nu. Uh, Încercăm. Vezi că cineva uh, vrea să-și facă singur, pentru că știi că mai, mai bine ca el nu știe nimeni, a face rău Dar cuiva e trebuit rapid, urgent și pentru asta pe cineva care e specializat în domeniu și îi faci text. Uh -huh. Super. După care îi transmiteți statii Uh, anumite, nu știu, parole, login. Da da, 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 este uh, când îi facem prelansarea. Uh, vezi că noi nu îi lansăm oficial deodată dacă el nu are content pe site, pentru că asta se arăte stupid. Dacă tu intri și pe site scrie Lauren Ipsum. Uh -huh, uh -huh. Adică că băi, lasă-mă, știi? Uh -huh. Adică noi îl lansăm uh, lui pe un subdomen care are acces doar clientul și noi și el își completează și încarcă Si site. Și când el spune că, băi, la mine site-ul e ok, putem să-l lansăm, noi îl lansăm oficial. Super. Link în descriere. La evenimente sperăm să, să aveți cât mai multe persoane pe care puteți să ajutați cu no. landing page dat. Și plăsăm și un video de la eveniment precedent. Yeah. Povestești ne un pic despre compania Royal Systems, în ce se specializează și case interesante dacă, dacă, ai până acum acumulate. Noi ne specializăm pe partea de design, design grafic și mai ales pe logo, logotipuri bazate pe simbolism. Uh -huh. Adică eu sunt adeptul la crearea logotipurilor, nu simple, dar bazate pe simbolism. Cifra 13, de exemplu, sau 31, dacă spuneți ceva, e treaba asta. Uh -huh, uh -huh. Uh, infinit, cercuri, pătrate, adică sunt multe simboluri care uh, noi la vârsta asta, la vârsta când deja devenim consumator și avem posibilitatea să consumăm un produs, noi uităm de lucrurile care au stat la subconștient când eram copii mici. Uh -huh. De exemplu, geometrice, cifrele de la 1 până la 0. Și acum... Uh, Ideea care e că noi crescând, fiind deja maturi, nu atragem atenția la lucruri care corporațiile, companiile ne vând, bazându-se pe emoții și pe subconștientul nostru din copilărie. Dacă ți minte, este momentul ăsta când vrei să mănânci o plăcintă cu brânză, să arată și cam pot dulce, știi? Deci uh -huh. sunt momente genul ăsta. Uh -huh. Uh -huh. Sau, na, nu știu ce spune, tu ce îți place te duci într-o nostalgie, da? De... Da, te duci într-o nostalgie de copilărie, știi? Uh -huh. Sau de exemplu, pâinea pâinea proaspătă din, din cuptor, și cu o cană de lapte, de exemplu, de capră sau de vacă, mu proaspăt mult, știi? Uh -huh. E ca asta o un tip de emoții. Sunt figuri geometrice care lucrează la subconștientul omului. De exemplu, triunghiul, cercul, pătratul am un prieten care spune că pătratul ăsta e cerc. <gătări> <gătări> adică dacă îi tai colțurile, el e call, cerc. Și în uh -huh. realitate așa și este. Să dacă îi schimbi radiusul la de grade, poftim cerc. și acum că partea asta de logotipuri gen dat. Așa. Uh, la fel, partea de web, website-uri, aplicații mobile. Până la website-uri, poate dacă un exemplu de uh, logotip simbolistic, dar internațional. Poate nu din ce ați făcut, poate ți-a dușit aminte ceva care se super. Merge fără. de azi, de exemplu. Așa, da. Cercu și trei triunghiuri și Da, uh -huh. poți să-i spui trei triunghiuri sau poți să-i spui că uh, e cifra 3 și cercul 1. Că deci, altă e cifra 31 sau cifra 13, cum vrei. Uh -huh. Dar 13 asta înseamnă, în numerologie, dacă mă greșesc, 13 uh, înseamnă schimbare. Uh -huh. Adică până la 12, dacă și la ceas la 12, gata. La 1, începe schimbarea. Mm -hmm. Dar și neva la ora 1 să <laughs> începe lenea, știi? Mm -hmm. <laughs> Că vine de la prânz, asta e. Dar, în general, 13, asta simbolizează schimbarea. Mm -hmm. Super. Mai ai exemple de este. McDonald's, e exemplu. Mm -hmm. Dacă noi întoarcem invers, logotipul se primește așa. Baskin Robbins. Așa, ok. Mm -hmm. Ele stare multe Apple, de exemplu, din unde luat Apple? E că acolo cifră nu e, de exemplu. măr mm -hmm. mușcat, de la cine s-a Din Biblie, presupun. Mm -hmm. mm -hmm. Ispita de la Adam și Eva. Și atât de simbolistice este. Da. Insa. Și voi, li, sau voi depuneți efort ca logo pe care îl generați să aibă momentul -aib este da, la... da, să aibă o istorie în spate, știi? Adică nu, pur și simplu, un mm -hmm. la de pe sau am folosit un instrument random și ne-a dat o sută de logotipuri, am luat pe istă, am schimbat culoarea și poftim, mm -hmm, dați-mi bani. Mm -hmm. Nu. E că noi ne bazăm pe simbolism, asta e diferența. Dar putem să dăm un exemplu de logo care v ați făcut și să... Ideea care? Să ne imaginăm că să apare aici o imagine cu logo vostru. De exemplu, tu să o comentezi. Uh, de exemplu, cu padru. Mm -hmm. Da, este vorba de o companie care se ocupe de sisteme de ventilare și e vorba de patru elemente. Uh -huh. Și acestea patru elemente la inclus în logotip. Pe patru elemente se ar vedere aer, pământ și... foc. Și foc, așa. Uh -huh. Și este patru elemente se regăsesc în... în logotip, da. În logotip. Și ei au sisteme de încălzire, sisteme de rășire, de apă, de tot așa uh -huh. Uh -huh. Asta e o variantă. Mai mm -hmm. este, de exemplu, Nanotechnologies. Este un, avem un client în Italia, Fabio Fontana, care vrea să inițieze comunitatea oamenilor din nanotehnologie, anume medicină. Și el a elaborat un tau patch, așa-i spune, un produs, el e gen ca leu nostru de unul mm -hmm. acum, și să-l fixează pe spate și pe față. Ele comunică între ele pe bază de fotoni, adică pe bază de, de lumină, uh -huh. și îți tratează și ai tu. Așa. Uh -huh. Și ea ca noi le-a făcut logotipul la asociația Nanotechnologies Association. Uh -huh. Uh -huh. Tot bazat pe triunghi, pătrat și cerc. Super. E, după care spuneai că vă ocupați cu web design Exact. Web design și ce urmează? Aplicația. Aplicații. Ah. Da, aplicații hibride. Mm -hmm. mm -hmm. Aveți vreun case interesant sau un challenging uh, client care ar putea să fie da, sigur. ca și istorie, ca și lecție? Da, lecții. este un, unul din clienți care am avut plăcerea foarte mult să lucrez și le-am făcut și aplicația mobile și website-ul uh, se numește Chevron ai magazin de haine pentru um, alpiniști, uh -huh. dar la fel au și haine pentru um, na, pentru oameni de rând. Casual, haine, da, da? de calitate foarte bună. Uh, ei specializează în mulți parte de sport și alpinism. Um, dar o folosesc și la noi, de exemplu, trupele speciale, folosesc echipament de la și, adică, asta, Și ei, apropo, au mers prin bird. Adică eu au avut posibilitatea să primească finanțare de la BIRD. Uh -huh, uh -huh. Pentru că un proiect așa de mare e, e complicat să-l finanțezi singur. Uh -huh, uh -huh. Okay. Îți dai seama. Dar tu mai mult în, și te specializezi în IT, partea de IT, parte de da, marketing. Da, parte, partea de IT și de, de design. Și de, design. Da, de marketing deja se ocupă uh, soția Gabriela cu, cu echipa ei anume design grafic. Da. Partea de landing page și deja da. logo-uri și tot așa mai departe. Yeah. Dacă să vorbim despre, despre landing page pentru cei care ne ascultă, care au nevoie de landing page și tot așa mai departe, ce abordare ar trebui să aibă ei pentru a, a, a crea landing page -ul? este aș, pentru a și pentru a-și atinge anumite nevoile pe care ei au. Deci el trebuiește și de unde s au și... În primul rând, eu, un sfat personal e ca să înțeleagă că vor să vândă sau vor să prezinte un produs sau un serviciu. În cazul când ei au sfere diferite de activitate, de exemplu, eu construiesc piscine și eu vând mere și vreau să fac un landing unde asta să prezint, Um, asta e posibil, dar omul final, în final omul n să înțeleagă mesajul. De asta trebuie să fii clar, definit domeniul în care tu care vrei tu să-l promovezi. Asta e unul. Doi, um, și ține de, de, design, de exemplu, culorile care le vrei. Pentru că dacă e vorba de vânzare de torte, atunci trebuie să fii colorat, roz, ca să tragă atenția. Dacă e vorba de foto, video, sunt um, fotografi care le place mai mult partea asta întunecată sau ceva cu umbre, da? Adică partea asta. Dacă e vorba de aur, culoarea roșu, de exemplu, argintiu, da? cu negru în combinație, culori care să, se, se reflecte ce își fac ei. Asta. Um, și punctul 3 să aibă răbdare. Asta e. Mm -hmm. În rest, mm -hmm. noi ajutăm cu mare plăcere și mare drag să își realizeze landing-ul. Mm -hmm. Dar, de exemplu, iată, nu au reușit să ajung la tine. Au reușit, de exemplu, cu altcineva să lucrează cu un furnizor mm -hmm. din aceleași servicii. La ce ar trebui el să atragă atenție ca... Să obțină cea mai bună experiență și rezultatul cel mai bun. Eu am bad experience, de exemplu, cu site-urile pe WordPress. Uh -huh. Adică am avut aproape 20 și de website-uri, asta a fost mult timp în urmă. Și într-un moment dat s-au schimbat și versiunea de PHP și a fost hackuit hosting-ul și au fost mai multe probleme. Adică au zburat toate site-urile. Um, asta e, să înțeleagă pe ce este făcut site-ul. Uh -huh. Dacă e făcut pe un framework, care framework? făcut de la zero sau e făcut na, pe constructori. Asta e unul, doi. Diferite constructori, ca de exemplu Wix, poți să plătești lunar sau pentru fiecare widget care vrei să-l adaugi să plătești lunar. Asta e. Și cum, o, atunci când lucrezi cu o companie să înțelegi pentru fiecare schimbare trebuie să de plătit sau nu trebuie să de plătit. Pentru că asta e timpul la specialist, trebuie să înțelegem asta normal și ele să fie puse din start, să fie clare că uite, noi facem schimbările astea și după asta ne apucăm de cod. Uh -huh. Pentru că mulți uh, le fac, de exemplu, designul în Figma sau le fac designul pe hârtie ca sub formă de patrățele, ca wireframer, da? Ca așa să răte landing-ul tău. Majoritatea uh, oh. și am observat eu ultima tendință și aici facem noi de câțiva ani, le prezentăm clientului site-ul variant HTML CSS, o eu prezentăm pe un subdomen. De asta ce prea spune? Asta presupune că, că cei care ne în el, 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 o vede în versiune pot pic finală, pentru că exact ca un design la casă, da? înainte ca să puși de reparați, tu ai nevoie de un design uh -huh. interior. Și la urmă când vii, te aștepți ca să coincide le văzut cu realitatea. Același lucru și aici. Adică noi facem de designul la, la, website, el îl vede uh, și dacă el e happy, atunci ne trecem la partea de cod. La partea de reparații, să așa. Că în, în, caz contrar, uh, când deja ești în proces sau ai finisat reparația și omul spune că da, stai că eu și-am vrut să fiu condiționer, hai, stăiem din perete, hai, stragem cablu, și ar trebui multe lucruri să le faci. Adică e mult mai simplu la, la etapa incipientă. Am înțeles. Deci, atunci când cineva își face landing page-ul lui, el trebuie să fie conștient că probabil ulterior urmează să apară costuri adiționale lunare exact. și tot așa mai departe. Da, da. Uh -huh. Dacă okay. îl faci pe un builder. Dacă îl faci de la zero, asta e ok, pentru că persoana responsabilă sau persoana developer care a făcut treaba asta, pe urmă simplu poate să adauge alte feature-uri, să spunem așa. Uh -huh, uh -huh. Ok. Ce ar trebui să mai atragă atenție? Imaginează-ți că iată, vine o persoană începător, începător în, în afacere. De, să presupunem, chiar să construim discuția în baza unui case, uh -huh. să presupunem că el vin de... Căni hai un pic mai complex sau mai simplu pentru creator de landing page. Să presupunem că el vine din mobilă. Da? Okay. Să spunem că mobilă doar nu se cumpără de pe landing page. Landing da. page în cazul dat are scop de a-i prezenta compania și a fi atractiv în așa fel încât vizitatorul o să vrei să ducă în salon. Mm -hmm. da? da. Adică landing page-ul e strict pentru prezentare. Și în cazul dat, iată, eu vin și vă spun, salut Ștefan, trebuie să ai. Eu mă gândeam încă, la 6 ai spus tu, ar fi super dacă compania prestează mobil la comandă. Uh -huh. Dacă majoritatea au nevoie de bucătării la comandă sau același dormitor la comandă. Da, iată, noi facem mobil la comandă. Exact, și noi le facem landing-urile plus proiecte. Adică el poate să prezinte proiectele lui anterioare. Uh -huh, uh -huh. Da, e expertiza cum ar veni. Uh -huh. uh, și acolo poți arăt toate proiectele care le-au făcut. Pentru că, de exemplu, bucătăriile pot fi diferite. Uh -huh. La cineva cu fasadele albe, la cineva fasade albe cu mâneria aurii sau dischi, dischizături diferite, mecanisme și tot așa. Uh -huh. Și că e asta, poate să arăt în fiecare proiect individual. Uh -huh. Uh -huh. Adică, adică noi nu ne facem numai landing, de facem landing plus. A pagina de proiecte unde el își prezintă proiectele lui. Uh -huh. Asta e. Um, da, e foarte important să ai și pe un pe website să ai și un chat. Un instrument, gen uh, chat sau Messenger. Noi am elaborat un instrument se numește Ball uh, și tu acolo poți să integrezi mai multe rețele, vreo șase rețele care poți să le folosești. Și avantajul e că nu deranjează omul când intră pe site-ul tău. știi că de obicei sunt messengerii care o papuri ți apar și trebuie să lași datele tale, personale și majoritatea clienților nu vor să facă treaba asta. Plus că trebuie să fii online permanent să-i dai răspuns la client la o problemă. În cazul când e mobilă, omul poate vrea doar să facă contact cu designerul sau cu omul project manager, omul responsabil pe, pe proiect da, ca să vină să-i vadă problema și să-i abordeze. și de asta recomandăm Callbull, că acolo poate să integreze mai mult. Messenger și Telegram și WhatsApp, telefon, e-mail. Telegram? Telegram? Telegram, da. Așa. Da. Super. Callbull... Asta e un fel de startup a vostru, colbol sau e... Da, e un startup care l-a lansat în Marea Britanie. Adică noi softul îl avem deja gata și el Website-ul lucrează, însă ne aplicăm acum cu el în Marea Britanie ca startup și sperăm să luăm finanțare pentru asta, ca să-l dezvoltăm mai mult. Deci, voi ați creat un instrument digital pentru uh, oamenii care au landing pages sau, sau, sau website website Da. Web da. Uh, și este, doar sunt uh, instrumentele este care e spus să-și Da, ele sunt o grămadă. Uh -huh. Dar care e diferența între A, instrumentul? Vostru și eu n-aș spune că noi am făcut imposibilul. Noi am făcut doar un, un bridge, da, un pod dintre landing sau website-ul tău cu rețele care îi place să-l folosească clientul final. Asta e tot. Adică eu, ca proprietar al site-ului, da, ar trebui să cunosc sau ar trebui să investighez instrumentele pe care le folosești clienții mei potențiali, da? adică exact. Messenger-ul, Viber sau și poate să folosești. Da, și acolo ai posibilitatea să vezi statistica, uh -huh. adică să vezi unde ai avut cel mai multe clicuri pe o perioadă X și în felul ăsta poți să înțelegi cum lucrează departamentul de marketing sau agenția care a fost recrutată pentru marketingul tău la landing-ul X sau la website-ul Y și să vezi rezultatele. Câți oameni au sunat? Uh -huh, uh -huh. Da? Câți lideri au intrat. Am înțeles. Super. Și uh, voi vă lansați în Marea Britanie cu uh, instrumentul ăsta, da? Uh -huh. uh, cum urmează să monetizați? Sau care viitor? Cum vezi tu instrumentul ăsta, startup-ul ăsta? Uh, startup-ul s văd cu mai multe, integrat cu mai multe posibilități și poate uh, integrat, uh, să putem să promovăm, um, de exemplu, utilizatorii de Dropal sau WordPress, poate să poți să-l integrezi acolo ca un plugin. Mm -hmm. Adică la asta vrem să stindem și evident pentru fiecare... Da, asta și răspunde că um, <laughs> cuvintele... Vezi că wordpress e un constructor cătare. tare mm -hmm. Adică tu drop, drag and drop. Da? E tras și ți-ai pus și vrei tu vrei să fie bloc, de exemplu, cu galerii sau un bloc cu posterile tale de blog, BBB. <laughs> <laughs> și ideea care e că e drag and drop. Acum, dacă tu vrei să adaugi un instrument gen Messenger sau live uh, sunt pluginuri separate care tu sau le plătești sau le iei gratuit în dependență de ce fel de instrumente tu de contact direct cu clientul. Îl integrez. Și ca noi la asta vreau să ajungem ca să îl generăm ca plugin și oamenii să-l utilizează. Tot așa, pe bază la o, o, la o subscriere? Subscription, da. Aha, da. Aha. Dar vânzarea cum se planifică în cazul dat? Vânzarea de ce? De, de subscrierea asta. Sau încă n-ați planificat? Noi, noi avem o, o strategie, o mini-strategie, așa să-i spunem, uh -huh. la care am lucrat pentru fiecare pachet are un are un nume. Mm -hmm. Este FreeBall, care e gratuit. Deja dacă vrei cu statistică, dacă mă greșesc, e Football, Basketball, ceva genul. Mm -hmm. Mm -hmm. Și FreeBall, ce presupune? FreeBall, tu îți faci un buton gratuit. Un buton? Da. Adică cu un un messenger care... Ne -a no, nu, nu, cu toate șase poți să le integrezi. Dar ai un buton și nu ai statistică. Asta e diferența. Mm -hmm. Deja dacă tu vrei ceva mai avansat, îți iei, dacă mă greșesc, 4 dolari pe lună și acolo poți să creezi un buton cu statistică. Dar este și abonament for life. Adică te plătești odată și poți să faci câte butoane vrei și asta e un instrument bun pentru marketeri sau pentru web developer. <laughs> eu o plătit odată, poate să genereze mii de butoane. Și FreeBall presupune că na, accesezi website callball.app să le ai <laughs> creat butonul Use it. Îl integrează la tine pe site. Da. Oricine poate să-l integrează fără cunoștință în IT sau trebuie cineva să... Noi generăm un API. API asta și o linie de cod. Da? Și asta poate să o facă oricine dacă șepe cât de cât html sau dacă e vorba de uh, website-uri pe diferite framework-uri. Asta depinde de uh -huh, Dar uh -huh. poate să-l integreze pe orice gen de website. Aha, așa. De teoretic, poate să-l integreze, apropo, poate să-l integreze și prin uh, Google GTM. Uh -huh. Adică marketerii care fac uh, Google și de obicei dau la programiști un, un script care spune în head, în body ca să vadă statistica la fiecare pagină intrări, el poate să integreze scriptul ăsta prin GTM. U.h. -huh administratorii de companie trebuie da, da. să deie unui marketer și să. da, asta e simplu de fapt e un instrument pentru marketer mm -hmm. ca el să înțeleagă uh, care e uh, feedback-ul de la promovarea care o faci yeah. imaginează-ți că eu sunt uh, o companie am două luni când m-am deschis sunt o companie de traduceri. fac traduceri pentru toată lumea și tot așa mai departe. Și eu am auzit că eu un nevoie de site. Dacă că vin la tine și Ștefan, un site. Ok, bun. Um, oamenii la tine vin online sau um, își fac traducere online sau fac fizic traducere? Um, până acum tot fizic vin eu. Ok. Și ai vrea să mergi parte de online? Probabil. Probabil aș vrea să merg parte din online. Ok. Eu și să aș recomanda să înțelegi și fel de chat vrei să folosești clienții tăi. Dacă tu ești o persoană acum și vrei să te angajezi pe viitor mai mulți, trebuie să înțelegi canalul prin care o să discuți cu clientul tău. Ca Exemplu, te pe Viber, că toți clienții mei iau, precis ca să aibă A, Viber. Viber. Mm -hmm. Ok, bun. Uh, și îți transmit documentele acolo, tu le priei, le traduci și le dai înapoi? Da. Ok, okay. bun. Ei ne achită, poate tot online. Și cum te achită? per, per număr de cuvinte? Uh, ei îi dau și vor să-i traduc, eu îi dau prețul de data finală. Și... Uh -huh. Adică asta e cumva individual. Da, este individual. Uh -huh. Ok, înseamnă că eu cumva de landing-ul tău uh, un slider principal, de exemplu, cu niște poze sau cu un call to action care să-l faci pe om să apeleze la tine. Uh, la fel poți să pui și un buton de subscribe ca omul să-și pună e mail și, email de exemplu, să primească de la tine notificări când tu ai oferte, de exemplu. Acum, de sărbători, îți traducem actele pentru cetățenia română, de exemplu. După care, un bloc cu servicii, um, un call to action, iar. Un bloc cu servicii, ce ar fi? Servicii care îl prestează tu de traducere. Ah. Da, de exemplu, acte, cărți, O enumerare uh, a serviciilor. Da, da, da. da un, hai să spunem um, pe cele pe care vrei tu să-ți mai mult. Uh -huh. Da, sau uh -huh. care sunt mai profitabil pentru tine. Așa. A okay. după asta poți pui bloc, după call to action, pui blocul despre noi. Uh -huh. Așa. Poți pui proiecte sau cel mai ok. Vezi că așa proiecte n-ai. Asta e ideea. n să certificatul lui Vasilic, care l-ai tradus pentru cetățenia română. Dar poți pui niște review-uri video. Asta așa, prinde foarte bine. Adică despre noi, dacă ai companii care lucrează sau dacă tu lucrezi doar cu persoane fizice, nu ai din logo logotipuri, dar dacă ai, e super, uh, și pui recenzii video. Uh -huh. Uh -huh. Așa, după recenzii rec 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 video, poți pui uh, un bloc, de exemplu, cu uh, locația la mai la urmă, iar un call to action, pentru că cum vede, vede recenzii rec video și probabilitatea ca să api butonul că vreau și eu este. Uh, mai jos poți repeti. Uh, poți să faci un blog, de ce nu? Dacă nu ai proiecte, noi putem să facem o pagină de blog unde tu să ai postări legat de uh, cum să traduci un text, niște hinturi care nu prind la public, da? Și la urmă îi dai uh, forma de contact și Google Maps. Așa. E ca cam așa un, un landing. El, -ai simplu, foarte simplu, dar oamenii o să, o să înțeleagă care serviciile care tu le prestezi, o să vadă review-uri de la oameni. Poți să, uh, să pui și niște prețuri, de exemplu, niște pachete. Uh -huh, uh -huh. Dacă tu crezi că asta o să prindă. Uh -huh, uh -huh. Spui niște pachete și omul când apasă pachetul, îl trimite la forma de contact. Așa. Ok. okay. Contactează. Deja depinde cum tu cerjești oameni. Dacă tu uh, iei bani online sau sistem de plăs folosești tu. Uh -huh. uh -huh. Ok. Um... Dar asta presupune deja.

la noi în centru, în oficiu, ca la 10-15 persoane, ca oamenii să înțeleagă cu ce au ce pot. Pentru că din experiența mea, când omul spune că haide să facem Google, eu vreau să fac eu primul, știu, știu mulți antreprenori care au mers la cursuri de Google și eu nu spun să nu se ducă. E foarte important să meargă la cursuri de Google ca să înțeleagă cât e de greu asta de făcut. Că de multă muncă este acolo. Și el când de pe lună plătește un 200-300 de euro pentru specialist, el să înțeleagă special ce a muncit pentru bani. Uh -huh. Asta e unul. Um, doi, uh, sunt mulți din ei care pot să facă asta și singuri. Adică nu e nimic complicat. E important că trebuie să dedici timp, trebuie să aibă un mentor care să-i să care să, -i, să, -i, să -i, uh, ghideze cum să meargă și, și să fac ca să nu să mărească coeficientul sau sunt mulți care bagă mii de euro și nu au efect. Uh -huh. Dar oricum să analizează concurența tăi, să analizează cuvintele cheie, un buget, de exemplu, de care tu ai fi predispus la loci. În fiecare lună, de exemplu, noi îți dăm ție un minim. Trebuie să mergem cu minim, dar noi nu-ți garantăm că tu să ai, nu știu câte vânzări și clicuri. Și te băgăm în search ca să apare primele poziții te băgăm în partea de display deja când oamenii au intrat pe landing-ul tău, noi te promovăm cu campanie display. Dacă ai observat, sunt foarte multe site-uri unde au banere de Google, da? De exemplu, curs, de uh, jurnal și tot așa mai departe. Uh, și uite, acolo îți apare reclamă. Uh -huh. Publicitatea. Publicitatea, ta, Asta uh -huh. e Google display. Uh -huh. Dar pentru animerii chiar pe primele poziții, fără fără plată, cumva organic? Cumva organic e posibil numai ca să durează, pentru că Google trebuie să te indexeze. Și nu numai Google, dar și Yandex, indiferent de browserul care îl folosești, Safari, el te indexează. Îți indexează website-ul, vede că website-ul nu e robot, de exemplu, nu strânge dati fake, textul e adecvat, da? Și contează textul foarte mult, textul și pozele, Uh, să fie uh, textul individual, pentru că uh, Google îi băie deștept <laughs> și poate să găsească de unde tu ai luat bucăți de cuvinte sau dacă tu ai copiat un text de undeva și ai făcut doar copy-paste latine, fiecare text are, așa spunem în spate, un cod. Și el asta foarte simplu vede de unde tu ai luat textul, dacă e furat sau... Și de asta recomand... Uh, înainte ca să plasezi textul pe website, să folosești, sunt instrumente gen um, text.ru sau ceva genul ăsta, eu pot să uh -huh. arunc niște link-uri să le punem jos în descriere, unde poți să verifici plagiatul, de unde a fost luat text? Uh -huh. Sunt mulți copywriter care fură text într-o parte, l-au pus și l-au dat la client. Poftim, dați sunt 300 de euro pentru copywriting, știi? Uh -huh. dar acolo nu e deloc copywriting, acolo e furt dosar <laughs> <laughs> penal. Asta idee. ideea. Am și crezi. ideea care e că el, um, dacă textul e original, Google indexează și îl uh -huh. Asta. Uh -huh. Și important e să fim atenți și băgăm meta keywords, meta description, meta image. Ce înseamnă um, El este? de obicei se află în head-ul la site. Um, dacă vorbim de codul HTML, el se află în, în head și dacă ai observat când share cuiva un link, apare o poză, apare o un titlu sau website-ul și o descriere. Da? Pe că asta e datele meta. Și anume, pe baza lor, te indexează și Facebook-ul și Google-ul și toți. Uh -huh, uh -huh. deci acolo trebuie să fie, să să spunem, Tireașa de tort, uh -huh, în uh -huh. metataguri, în toate acestea. Ștefan, care îți pe viitor? Ce vezi tu cu compania în următorii ani? În următorii cât? În următorii <laughs> e 10 ani. În următorii 10 ani. așa, 5 ani, 7-10. În 5 ani vreau să ne extindem ca, ca spațiu, ca să putem să avem mai mulți oameni în house. Și în 10 ani, dar poate și mai repede, este scopul de a crea un campus unde oamenii să trăiască și să muncească. Chiar e un spațiu locativ și da. de lucru, da, în da. același la Da, noi lucrăm acum cu, cu o companie, de, colaborăm cu o companie de, de construcții și ei ne ajută să, să facem designul la la visul nostru. Uh -huh, uh -huh. Adică acolo să trăiască, acolo să aibă birou, acolo să aibă piscină, zonă de relax, adică să fie ceva know-how, să în Moldova noi. Uh -huh. Dar de ce așa? Cum ți-a venit ideea asta? Uite, sunt mulți angajați care vin de diferite colțuri a orașului în centru. Ei pierd pe zi câte două ore din viața lor, da? Dar cineva pierde câte trei, câte patru ore pe drum. Uh, și deși timpul ăsta el nu alținut și la lor lui personal, da? având tot da jos în dormitor, are bucătărie, are piscină, are sală de forță uh, și el poate să-și aloșe orele astea dezvolte sau dezvolte. și după asta să, să meargă la lucru. Uh -huh. Sau invers, eu, de exemplu, prefer să lucrez dimineață, de la orele uh, 4 până la orele 8-9, după asta să am meeting cu echipa, o să nu să mănânc, să dorm vreo două ore și iar să muncesc. Adică Uh, fiecare are graficul lui. Și pentru noi, de exemplu, cum Netflix, da, uh, și din spune i treaba asta, că uh, Netflix nu are un program de lucru. Ei au tascuri care trebuie să fie făcute. Uh -huh. Și la, la asta vreau să ajung și eu. Adică, oamenii să aibă tascuri, uri dar când îl faci, tu cum îl faci, tu ai toate condițiile astea să faci. Evident, niște ești tascuri reale, nu cosmosul.